În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mergi și tu și fă asemenea. Iubiți credincioși, se apropie începutul postului închinat nașterii Domnului și Sfinții Părinți au rânduit o pildă atât de tulburătoare încât ani de zile am luat-o pe toate părțile de... Credeam la un moment dat că nu o să mai pot să o mai întorc și ce o să fac. Și iată că astăzi m-am gândit că nu m-am uitat niciodată către Evanghelia de început a Sfântului Maslu, care iată ce spune. Sfântul Evanghelist Luca ne spune că într-una din zile a venit Iisus învățător de lege, ispitindu-l și zicându-i: Învățătorule, ce să fac să moștenesc viața cea veșnică? Și Iisus l-a întrebat: ce este scris în lege, cum citești? Iar el, răspunzând, i-a zis: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Și Mântuitorul i-a spus: drept ai răspuns, fă acestea și vei fi viu. Dar, spune Sfântul Evanghelist Luca, el vrând să se îndrepteze pe sine însuși, a zis: cine este aproapele meu? Și Mântuitorul i-a spus: un om oarecare se cobora din Ierusalim în Ierihon și a căzut de tâlhari, care după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, s-au dus lăsându-l abia viu. Și de întâmplare, un preot se cobora pe calea aceea, dar văzându-l a trecut pe alături. Tot așa și un levit, sosind în acel loc, a venit, a văzut și a trecut pe alături. Dar un samarinean, ce era călător, venind lângă el și văzându-l, s-a făcut milă de el și, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele un de lemn și vin. Apoi, așezându-l pe asinul său, l-a dus la o casă de oaspeți, iar a doua zi, la plecare, scoțând 2 dinari, i-a dat gazdei și i-a zis: ai grijă de el și ce vei mai cheltui când mă voi întoarce, eu îți voi da înapoi. Și apoi l-a întrebat pe cel care îl interogase: cine crezi că este aproapele celui care a căzut în mâinile tâlharilor? Și el, răspunzând, a zis: cel care a făcut milă cu el. Atunci Iisus i-a zis: mergi, te fă și tu asemenea. Iubiți credincioși, am vorbit despre relațiile dintre oameni, despre poziția pe care o ocupă aceștia unii față de alții. Am vorbit despre om contra omului, om pe lângă om, om pentru om. Am vorbit chiar, mi-aduc aminte într-una din toamnele acestea bogate, chiar despre încă o categorie de oameni pe care nu o băgasem în seamă și mă simțeam dator să o bag și pe aia înseamnă, funcționarul, adică cel de la casa de oaspeți, care și-a făcut datoria. De la 8 la 16 și-a făcut datoria. Dar niciodată nu m-am uitat la cel căzut. Niciodată nu mi-am dat seama că este vorba despre noi și tot ceea ce se întâmplă cu acest cuvânt pe care Mântuitorul ni l-a spus, este vorba despre noi. Nu noi cei care trecem pe lângă alții, noi care trecem pe lângă noi, noi care suntem împotriva noastră, noi care suntem pe lângă noi și noi care trebuie să fim aproapele nostru. Nimeni nu poate să iubească pe cineva dacă nu se iubește pe el. Pentru că am aflat această cheie din ceea ce a spus cu gura lui cel care venise să ispitească pe Mântuitorul. Ce este scris în lege, cum citești? Să iubești pe Domnul, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ei, iubiți credincioși, Mântuitorul a fost atât de discret încât i-a dat și lui, dar ne dă și nouă o lecție. Cine este de fapt aproapele nostru? Aproapele nostru, în primul rând, suntem noi. Și atunci să începem. Dacă suntem noi, cum ne comportăm cu noi? Și ca să înțelegeți mai bine, am să vă spun ceva. Într-una din zile, un foarte mare actor s-a dus la un psiholog să-l învețe cum să mai facă față, pentru că era atât de stresat de munca lui, era atât de nefericit că nu se mai poate regăsi
încât a trebuit să ceară ajutorul acestui psiholog. Și din prima ședință i-a spus foarte clar: dumneata ești foarte obosit, îți recomand să te deconectezi măcar 2 săptămâni și îți mai recomand ceva. Uite, este la noi o trupă foarte importantă. Este acolo un comic extraordinar, Glock. Dacă l-auzi, cu siguranță că îți va folosi toată viața. La care bietul mi-a spus: este imposibil. De ce? Eu sunt Glock. De cele mai multe ori, ceea ce se întâmplă cu noi trebuie să ne preocupe, pentru că nimeni nu ne poate scoate din această situație. Noi suntem cei care îi facem pe ceilalți să râdă, îi facem pe ceilalți să se simtă bine, le facem tuturor toate, dar cu noi ce facem? Ce facem? O să spuneți să mergem la cineva care ne poate ajuta. Să știți că la un moment dat și cel care te poate ajuta poate să fie în situația ta, dar pe tine te poate ajuta chiar dacă pe el nu se poate ajuta. Se spune că odată a venit tot la un psiholog să mă ierte tagma, să nu se simtă deloc atinsă, pentru că cunoaștem tot felul de categorii umane. Și a venit un biet om și a spus: domnule, am nevoie de ajutorul matale, că toți mi-au zis că trebuie să vin aici. Ce? Nu știu de ce. Eu n-am nicio problemă, dar familia m-a trimis aici. Prietenii m-au trimis aici. Tot anturajul meu este, nu știu de ce. Ah, da? Și zici că toate lucrurile merg bine în jurul tău. Da, 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 da. La care psihologul scoate un caiet și zice: păi ia ziceți-mi, de când aveți simptomele astea? Tocmai atunci când noi credem că suntem în regulă, atunci ne deschide ușa cerului pe cineva care să ne arate că tocmai faptul că noi suntem convinși că lucrurile merg bine reprezintă o problemă. Ca să nu plecăm de la psihiatrie și de la psihologie, un altul a venit la un frate psiholog și s-a văietat că nu-i ajung una, nu-i ajung de rate, nu mai ajung banii pentru absolut nimic, zice, nu știu ce să mă fac. La care psihologul a bătut așa frățește pe unul și zice: băi frate, zice, uite care-i treaba, toți avem aceleași probleme. Nu ne ajung banii, nu ne ajung resursele, e foarte greu, dar uite ce se întâmplă. Te duci la farmacia din colț și rezolvi, îți prescrie ce niște ceaiuri ca să te mai liniștești. Și zice la secretariat să achiți cei 50 de euro taxa de sfat pe care ți-am dat-o, consultația. La care omul stă puțin pe gânduri și zice: bun, bun, cu asta am rezolvat o problemă, problema dumitale, dar problema mea? Întotdeauna trebuie să ne gândim, ca să lămurim problema cu samarianul milostiv, la cel căzut între tâlharii, să ne gândim că suntem noi, dar nu să ne gândim cu mintea noastră, ci cu mintea celui care trece pe lângă noi. Și anume, în primul rând, cel care a căzut între tâlharii, dacă s-ar fi uitat puțin în oglindă, înainte de a pleca pe drum, și s-ar fi văzut cu bagajele în mână, în sacoșe cu tot felul de firme, de firmă, și ar fi dat seama că este o țintă vie, dacă s-ar fi uitat cu ochii nu al unui binevoitor, ci cu ochii unui invidios, cu ochii unui tâlhar, cum îi zice Sfânta Evanghelie, iertați-mă că trebuie să citez, atunci cu siguranță și-ar fi dat seama că această călătorie de la Ierusalim la Ierihon, adică de la magazin acasă, este una plină de pericole. Bineînțeles că dacă te vede cineva cu o gentuță Louis Vuitton, deja își dă coate. Știți cum și-au dat, erau doi frați, acum să mă ierte Dumnezeu că mai zic de alte categorii, doi frați de la poliție într-o mașină și la un moment dat unul dintre ei
Zice, băi, fii atent, băi, vine unul tare de tot, mă. Zice, cam cu cât? Bă, cam cu 200 de euro. Ei, cam asta e cu tâlharii. Când te vede de la depărtare că tu ai Louis Vuitton pe tine, că ai niște sacoșe pe care scrie Sephora de Paris, Printemps, vă imaginați că atunci devenim ținte mișcătoare. Vă să zic că atunci când plecăm pe drumul vieții, trebuie să ne uităm la noi cu ochii celui care ne vede. Mai departe, suntem noi pregătiți atunci când plecăm acasă, adică în drumul vieții, ca atunci când avem o problemă, să fim siguri că am atras atenția celui de lângă noi, sau nu suntem pregătiți și cel care vine pe lângă noi trece așa și ne vede, ne salută și merge mai departe. Apropo de acest salut, se spune că odată un român de-al nostru, pe malul Tamisei, și se uita la unul pe care parcă îl recunoștea, parcă nu îl recunoștea, veniseră în avion împreună, știa ceva despre el, dar se despărțiseră, fiecare își căutase de muncă, și când se aude, help, help me, help me, oh, se uită mai bine, chiar l-a recunoscut, ăla era. O, ce faci, bă, ai învățat engleză? Da, trebuia să înveți să înnoți. Asta înseamnă să nu fii pregătit de acasă să zici, băi, uite care-i treaba, dacă o să mi se întâmple ceva. Bă, sunt pregătit să atrag atenția într-un mod oarecare celorlalți sau îi fac pe ceilalți să treacă pe lângă mine așa, fără să ia atitudine. Să știți că lucrurile stau exact așa, pentru că dacă nu suntem atenți să gândim cu mintea celuilalt, noi, la un moment dat, riscăm să ne fim nouă înșine suficienți. Și nu e bine. Avem întotdeauna nevoie de cineva. Dacă avem nevoie de vreun sfat, să ne punem în ochiul celui pe care l-am sfătuit noi cu altă ocazie. Eu unul personal vă spun, la câți fii duhovnice și fine am sfătuit pe toată lumea. Cel mai ușor este să dai sfatul și chiar să te și implici la un moment dat, să-l mai și ajuți. Și am ajuns și eu într-o situație foarte dificilă, nu mă mai regăseam, aveam multe lucruri de făcut și m-am văietat. Nu pot să zic că chiar am cerut sfatul, dar m-au auzit unii alții și la un moment dat un fiu duhovnicesc m-a bătut pe umăr și a zis, acum 15 ani eram în aceeași situație. O, zic, gata, a venit cu rețeta. Cunoscându-l că nu mai e în situația în care mă aflam eu și... Zice, și m-am dus la duhovnic și uitați ce mi-a zis, asta și asta, și m-am liniștit de atunci. Zic, mă, dar eu unde eram când aveam nevoie de sfatul ăsta pe care eu l-am dat altora? Că m-a scos din starea în care m-a aflat. Cu ce m-a scos? Exact cu ceea ce făcusem eu pentru el. Să știți că de fiecare dată când facem un lucru sincer și din inimă, acela se va întoarce la noi, ne va vindeca exact medicamentul pe care l-am recomandat noi, celui de lângă noi. Asta înseamnă să înțelegem că, de fapt, aproapele suntem noi. Nu vrea Dumnezeu să fie aproapele înțeles altfel. Se spune că odată un grevist foarte înflăcărat, un miner, era surprins de un pastor de-al lor în momentele acelea de înflăcărare și erau câteva sute de mineri și strigau tare și l-a luat deoparte. Ce frate, dar ce-i cu tine aici? Protestăm. Pentru ce? Zice, să-i ajutăm pe minerii, frații noștri din Singapore. Singapore, săracu, dau zi, așa de departe. Și da, dacă se știe și ei că noi suntem solidari și suntem împreună și protestăm acum în numele lor. Ce bine, dar hai mai bine să spun ceva. Te știu că erai odată certat cu vecinul tău. Te-ai împăcat, nu? Ce, hai să mergem împreună ca să știe că suntem împreună. Cine cu nemernicul ăla? Nu vreau să mă întâlnesc. Ei, să știți că de multe ori nemernicul acela suntem chiar noi. Sufletul nostru care a fost rănit. De ce? A fost rănit de cei care l-au urmărit și de tâlharii de care v-am spus,
care au vrut la început să-l despoaie cu privirea de costumația în care era îmbrăcat, că era de firmă, de mașina din care a coborât și așa mai departe, a fost rănit omul. De ce? Pentru că nu i s-au recunoscut sub nicio formă meritele, nu i s-au recunoscut strădaniile de a fi în pas cu unii sau cu alții. Și atunci rana asta rămâne așa în suflet, este un orgoliu nemângâiat. Și merge mai departe și vede că în momentul în care cineva l-a zărit că este abătut și nu l-a încurajat cu nicio vorbă măcar, nu i-a transmis nicio îmbrățișare cu privirea, nu altfel, atunci începe să-și pună probleme. Ce e cu mine? De ce nu sunt împăcat? De ce nu sunt recunoscut? De ce nu văd și alții că de fapt eu mă străduiesc? De ce mă judecă oamenii după mașina din care am coborât și așa mai departe? De ce? Pentru că nu ești împăcat cu tine. În momentul în care ești împăcat cu tine, nu mai cazi nici între tâlhari. Pentru că tâlharul, când vede prada, trebuie să știți că evaluează foarte bine diferența între el și prada. În momentul în care constată că prada este mai puternică decât el, niciodată nu se va atinge. Cum simt câinii omul fricos, care eliberează către el aceste gânduri de teamă, așa simte și tâlharul victima. Și dacă vede că ăsta e puternic, adică în momentul în care porți ceva, trebuie să porți cu demnitatea omului care știe să poarte ceva. Să poarte un costum, sau să poarte o mașină, sau să poarte o discuție, este același lucru. Și în momentul în care cel care se uită la tine la început, așa de departe, până să-ți distingă toate trăsăturile, zice, gata, pe românește, pe ăsta l-am făcut. Dar când se apropie și simte un impuls puternic, te simte că nu ai îmbrăcat cămașa cumpărată de tata, că nu te-ai coborât din mașina pe care ți-a luat-o socru, ci ești stăpân în sensul profund și total a tot ceea ce porți și cum porți, acela se dă puțin mai la o parte și ce găsesc eu pe altul mai slab. Dacă noi, atunci când plecăm de acasă, ne uităm în oglindă cu ochii tâlharului, să ne spunem așa, măi, să uită la mine tâlharul, da? Bun, la ce să uită? Păi la geaca asta. Păi eu am muncit pentru geaca asta 3 luni jumate. La ce să mă uită, mă? La mașina aia. Păi să știi că și pentru asta am muncit. În acel moment poți să pleci de acasă. Când ai făcut această pregătire și zice, unde mă duc acum? Păi mă duc până niște oameni indiferenți, adică mă duc la... Iar o să zică lumea că mă iau de funcționar, dar nu e așa. Mă duc să plătesc niște taxe și impozite. Nu o să mă bage în seamă. Sigur că da. Acolo sunt oameni specializați. Adică preoția lor este privirea pe lângă client și trebuie să te pregătești și pentru asta. Cu ce te pregătești? Mă, să fiu vizibil cu ceva. Cu ce? Nu o să fiu vizibil cu gura mare, vă spun eu sigur. Dar o să fiu vizibil cu atitudine că am venit pentru ceva oficial și să fie bineînțeles că eu sunt cel care mi-am produs și banii de impozit pentru ceea ce am de plătit, dar mi-am plătit cu sudoarea frunții, așa cum zice Evanghelia, și ceea ce am făcut, de mata primești un impozit de la mine. Și atunci, omul acela, cu siguranță, vă spun, nu va mai fi indiferent. Nu se va mai uita în altă parte sau prin tine, pentru că orice om care are conștiința că ceea ce are de făcut trebuie făcut în ziua aceea, nu peste 3 săptămâni, care este serios și s-a gândit să ștampileze și să-și facă copii legalizate și xerox după tot felul de documente, dacă este sincer, oricum îi vor mai trebui încă 3, 4, 5 copii după ceva și el nu știe, dar în momentul în care el e sigur că se duce cu temele făcute,
În acel moment, cred că se deschide cerul și pentru funcționar care să înceapă să-l ajute. Hai, domnule, să mai copiem pe asta odată. Vezi așa, uite, eu îți dau asta, te duci și achizi mâine dimineață la ghișeu cu tare, cu tare și cu tare. Și atunci se transformă celălalt dintr-un spectator în participant la viața noastră. Pentru că a trăi frumos înseamnă a ne asuma de acasă și refuzul celuilalt. Chiar dacă atunci când plecăm de acasă ne spunem noi că vom rezolva actele astea numai într-o zi, ne vine imediat gândul să spună că ne amăgim și atunci noi răspundem foarte frumos, bine, bine, două, și ți se răspunde din partea la ca un eco, bine, bine, trei. Și până la urmă zici, bă, într-o săptămână e gata. Păi dacă ai rezolvat problema în 5 zile, nu e o săptămână, e deja un avantaj. În momentul în care ești pregătit să faci ceva într-un termen mai lung, atunci când se înjumătățește, deja e un bonus. Trebuie să știm cum gândim. Pentru că știu foarte mulți oameni care la prima piedică nu se mai pot ridica. Și rămân acolo și după ce rămâi, devii victima a multor mașinării ale sistemului care să te joace în picioare. Cum ai căzut, nu se mai uită nimeni la cel căzut. Trece mulțimea peste tine. Hai, domnule, că ai stat prea mult, hai că dă-te la o parte, că mai avem treabă. Mai era odată pe vremea noastră și o altă problemă. Hai să se dea câte una, să ajungă la toată lumea. Adică rezolvați mai câte o problemă, că mai bine și mâine să ajungem toți în fața ma tale. Problema este următoarea. Ce facem noi atunci când am primit, că de azi înainte nu mai suntem neștiutori, am primit răspuns cine este aproapele nostru? Să începem măcar de astăzi, că nu e târziu, să știți. Dar azi, nu mâine, mâine e târziu. Să începem măcar de astăzi, până ajungem acasă, nu mai mult, să începem să vedem cam cât suntem de răniți, cam în ce drum mergem în viața asta. Suntem pregătiți să găsim oameni indiferenți sau suntem pregătiți să întâlnim oameni care să ne dea în cap? Suntem pregătiți și de un milostiv care vine pe lângă noi? Dacă vom constata cu sinceritate că suntem pregătiți, avem voie să mergem mai departe. Dacă nu, trebuie să ne antrenăm până când vom fi pregătiți, să înțelegem că drumul spre aproapele este parcurs numai și numai de noi. Nimeni nu poate să ne apropie de aproapele. Aproapele suntem noi și trebuie neapărat să știm acest lucru. Grecii spun foarte bine, gnotise afton, să te cunoști pe tine. Dar pentru cei care mai cunosc ceva din greaca veche, gnosis afton înseamnă să-l cunoști pe el, adică să-ți cunoști sufletul. Asta înseamnă că dacă îl cunoaștem pe el, elul din noi, deja am făcut o diferență între noi și el și trebuie să știm că avem o singură datorie. Să dăm la pace, pentru că el e căzut în numele tâlharilor și suntem lăsați abia vii, adică nu morți de tot. Asta înseamnă că dacă ne vom întâlni cu noi înșine, putem să fim pregătiți, să mergem pe calea în care putem să fim chiar răniți sau putem să fim ignorați sau să putem să fim ajutați. Ține numai și numai de noi ce atitudine avem față de fiecare calitate de întâlnire cu ceilalți oameni putem să avem. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să vedem că aproapele din noi este întotdeauna cu noi și este pregătit să meargă pe o cale chiar dacă știe că pe calea aceea sunt pericole. Așa să ne ajute Dumnezeu.